Salutare, fraților, și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din Minecraft, modat cu Cedric. Bună. Alături de Cedric, împreună cu Cedric. Aici un end, fraților, după cum bine știți, episodul trecut am început să facem această mică cutiuță pentru reactor și ne-am gândit că în acest video Să o construim, fraților, pentru că, de ce nu? Cedric? Da. Eu trebuie să mă duc până acasă, că trebuie să fac o din asta, o, cum se numește, mă? Trebuie să fac un wand. Un wand. Ah, ok, FTB Home 1. Poftim? Eu sunt mai pregătit ca tine, măi. Da, știu, am zis lui Cedric înainte că o să facem asta, el a făcut și am zis că eu vreau să fac puțin chestia asta ca să vă arăt cam cum se face un wand. Deci după cum bine știți, am făcut un video trecut chestia asta și cu fațadele, merge foarte, foarte bine. Și hai să scriem aici un wand. Și ce se face chestia asta? Wow! Mam! Bă, e ceva. 3 de 4.000, ok, n-avem un din ăsta, un... Cred că o să trenească vreo 3-4 din astea pe bune. FTB Home 2. Ala-i. Bă, Cedric, ce faci? Bine. De ce? Am făcut din șal cu Andu pe ăla. Nu știam ce face Cedric acolo și am zis, bă, Cedric, ești nebun? A, acolo era deja făcut. Ok, perfect. Hai să vedem. A, uite, mamă, cât ne țin chestiile astea. Bine, nu o să ne țină mult, deci... Hai să vedem cam cât... Oi, dă mine! Ai, dă mine! Hai, Cedric, du până acolo, du până sus, că eu continui. După aceea o să mă duc acasă să mai construiesc din chestiile astea. Vezi că eu nu mai am așa multe. Știu că tu ai păstrat... Cedric a luat câteva în ăsta, în chestul lui micuț. Are un golden bag și le-a umplut acolo pe tot. FTB Home 1. Bă, Cedric, să zici dacă mai avem nevoie sau ai tu pentru tot? Cred că am eu pentru tot, dacă nu știu. Mai e cel puțin vreo 40 de stecuri acolo. 35-40 cam pe acolo. Ia hai să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem care e faza asta cu Cedric de aici. Cred că... Hai Cedric. Uite aici îl susținem pe Cedric. Uite cum dă el. Uf. Așa. Hai. Asta. Mamă. Hai. Dacă e pentru tot, e super. Încă puțin. Mai ai? Uai de mine. Câte stecuri ți-au mai rămas? Oare vreo 3-4? Jumătate de stec. Ai de mine, jumătate de stec. Super tare. Deci, fraților, ok. Chestia asta trebuia să... ok, uite, văd că s-a linkuit, uite, noi dacă o delink... Ce? Bă, ceva e neregulă. Nu, acum am găsit ce era, acum. Ok, da, asta v-am zic că era un tail de air, mi-a arătat. Ok, deci noi dacă o delinkuim acum și o punem, apoi vedem că totul funcționează. Și haideți să vă arăt, fraților, noi deja, eu deja am umplut-o de Elorium. Tot am făcut aici cum trebuie, e aici pus pe offline totul și chestia asta încă se oprește, adică am oprit-o undeva acum vreo... deci chestia asta am făcut-o înainte, adică Cedric avea deja toate blocurile și am zis hai să vedem cum e chestia asta, dacă funcționează. Deci uite-te și tu, deci asta stinsă, bă uite-te, deci asta stinsă generează putere, nu știu... Nu știu care e toată ideea, nu știu de ce. Ia vedem câtă energie generează toată chestia asta. Deci uite-te și tu, acum 4000. Deci 4000 deja și are 25 de grade corul. Deci înăuntru e 25 de grade. Te gândești că e extrem, extrem de bine. Deja urcă la 12000. Mamă, bă, mai trebuie să facem... Adică noi deja acum avem cel mai mare reactor, Cedric. Știi că avem cel mai mare reactor, nu? Da, și când o să-l băbuim? Când o să-l... Ce? Noi acum dăm waste degeaba, deci deja urcă la 20.000, cred că urcă lejer la 30.000. FTB Home 1, hai să vedem apoi la FTB Home 1 acum. Și să-i prezentăm așa puțin. Cedric n-a fost ieri când am filmat videoclipul. Am crezut că am nevoie de mai multe chestii de alea, dar aparent n-am avut nevoie. Gata? Da, așa. Ok, ar trebui să fie o casă.
Ok, perfect. Ei, da, ești acasă deja. Stai că nu mi s-a încărcat ce-am plăcut. Așa. Conduit. Aici trebuie să fie un conduit din ăla. Network conduit. Ce este? Care? Ce este asta? Asta e noul terminal. Chestia aici poți să pui iteme în chestia asta, înțelegi? A, și bine? Da, asta o să folosim. Hai că ți arăt acum. Cedric, știi ce vreau să faci? Să golești toate chestia asta de sus. Tot enriching factory-ul și să-l pui în terminal. Cum să-l golesc? A, cu lead asta ăla? Da, lead asta ăla, lead acolo. Conduit și aici ar trebui să fie ceva, nu știu, stai să vedem unde este insulated item, ME conduit, dense conduit, network conduit. Bă, cred că chestia asta e, nu știu, nu știu exact. Anchor. Terminal. Da, în terminal îl pui. Conduit, ia să vedem acum dacă avem totul pe... A, nu, n-avem conduit binder. Perfect, perfect. Ia să vedem chestiile astea super, super easy. Ok, avem toată chestia asta aici. Superb, superb. Eu ce-s curios acum să văd dacă merge exact, adică dacă chestia asta e exact ce am vrut eu să fie. Ia să vedem dacă am chestia asta aici. Perfect, uite că mai am câteva. Și ia să vedem. Ok, perfect. Este exact ceea ce știam eu că o să fie. Deci, uite, vezi, noi putem să punem două rânduri de de cabluri. Perfect, perfect. Deci o să dai extract din chestiile astea acum. Cedric, de ce te uiți așa? De ce te uiți așa? Da, pleacă de aici. Te bat. Vreau să-ți dau o bucată, dar ai fugit. Ai reușit să scapi. Normal. Ești un adevărat bazat. Ok, dăm așa pe sub și mergem super, super frumos. Hai să vedem până unde. Uite, cred că până aici. Opa, perfect. Am ajuns exact la colț. Exact pe colț am ajuns. Super, super tare. Seri, poți te bat? Nu. Ok. Deci avem nevoie de foarte mult conduit binder, fraților. Deci conduit binder face mai... Uite câte 64. Mamă! Mamă! Poc, poc. Uite, mai stăm puțin să se ducă încă 25. Facem așa. Încă 4, încă 1. Super, 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 super. Punem ăsta aici înăuntru. Luăm toate astea. Și acum, poc. Avem doar 17. Oare mai ajung? Nu ne ajung 17. Sunt mai mult decât... Mai mult ca sigur că nu ne ajung 17. Dar avem nevoie de niște gold. Niște glowstone. Wow, avem ceva probleme cu glowstone-ul. Și niște redstone. Ala-i. Și acum o să iasă foarte multe chestii de alea, pentru că ne ajută chestiile alea micuțe. Network conduit. Ok, aruncăm toate astea înăuntru. Nici de asta nu cred că avem nevoie. Ok, 16 avem. Să fie număr par, să fie frumos pus. Punem astea aici și le luăm așa, poc, poc. Oh, 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 câte am făcut, câte am făcut, super, super tare. Cum ne punem așa în jos și le ducem frumos ca băieții. Cred că ar fi fost cea mai bună idee să pun și item conduit-ul prin astea, dar dar am uitat. Nu contează, vedem doar dacă primește energie totul. Totul ar trebui să fie super, super bine făcut acum. Dar știu cum o să lărgim aici toată chestia asta puțin, pentru că trebuie să avem loc. Deci dacă cumva se strică ceva, să eu știu, adică, nu știu, n-am nicio mică idee. Să avem aici loc făcut, să fie. Ok, trebuie să mai facem item conduit. Ok. Cred că am destul pentru asta. Oh, 64. Oh, 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 super. Super, super, super tare. Ok. Și ducem. Opa. Deci dacă ținem shift, nu ne lasă. Ducem așa tot pe aici. Bă, deci îmi place foarte, foarte mult că pot să pun câte două...
câte două fire pe un singur pe un singur bloc. Ai nevoie de ajutor? Nu. Adică, ba, dacă vrei poți să vii stuiți. Ah, eu zic ajutorul. Mă găsi ceva, ceva fructe, că se numesc fig. Ce e? Fig? Fig, că sunt mob. Fig? Fig. Figaro. Da, vreau să zic și eu. Și a, chestia asta acceptă? Ok, acceptă. De ce ar trebui să dăm insert? Și mă gândesc acum cum am face noi chestia asta aici să funcționeze. Deci avem... Hai mă, intră. Uite-te și tu nu vrea să intre. Chestia asta acceptă energie și pe aici îi dă extract. Deci îi dă extract. Trebuie să punem ai de mine. Cedric, hai să mă ajut puțin. Ok. Unde ești? Acolo în spate la chestiile de luatul lead-ul. Mamă. Da. Ok, păi până ai venit tu deja am terminat tot. Da. Ok, perfect. Și cred că și aici în spate trebuie să facem la fel. Pe insert. Pot să mă duc să continui să spar mapa în continuare? Ce mapă? Ce? Nu nimic, știi că fac eu calea de, de șarpe, calea mele. Ce? Ce? De ce faci așa ceva? Nu știu. Ok, deci asta aici o să fie insert. Și cred că, ia stai să mă gândesc cum am putea noi să facem ca aici să... Toate chestiile astea aici să se ducă în jos și... Bă, te de aici. Ok, deci toate chestiile astea se ducă în jos și de acolo să se ducă în chestia asta. Bă, eu sper să se umple, asta sper să se umple. Și cum vedem noi chestia asta, aici și luăm niște dust, uite niște lead dust, aici avem câtva lead dust și uite îl punem în elite smelting factory. Și azi vedem, dispare? Dispare? Dispare sau a dispărut? N-a dispărut. Chestia aici e de extract. Extract, ok. De extract, dar aparent nu cred că funcționează. Sau bă, cred că trec cu MI. Cred că trec cu chestii de alea de MI. MI, uite, chestii de astea cred că trebuie. Mamă, bă, n-am nici o mică idee cum se fac cu micul chestia asta. Oare trebuie să punem gen așa? Ok, asta nu acceptă. Insert. Ok, nu le, nu le ia. Hai să vedem aici. Transporter config. Mamă, bă, deci nu știu, e ciudat modul ăsta pentru că disable high, low, side config, deci prin spate cred că asta e fața, ăsta e spatele, eject off, eject on, disabled, mă, dacă aveți vreo idee, lăsați acolo în comentarii, fratelor, pentru că nu știu cum să facem chestia asta, știu că am văzut într-un video pe YouTube că se putea face chestia asta, știu că era folosit cu multe conduituri sau, bă, poate nu merge în chestia aia și poate merge într-un chest. Și aici îi dăm always without signal și îi dăm insert. Hai mă! De ce nu o scoate? Bă, nu știu cum facem chestia asta. Cedric? Cedric? Da. Ce faci?
Apare m-am pus pe mute din greșeală pentru un anumit motiv. Ok, nu știu de ce te-ai pus pe mute din greșeală, dar bă, fraților, foarte mulți am văzut acolo în comentarii, am văzut la videourile trecute, înainte, când încă nu eram plecat la Arad, deci eu în momentul ăsta, când voi vedeți videoclipul ăsta, fraților, eu sunt la Arad în momentul ăsta, deci pur și simplu, am văzut oricum foarte multe comentarii, eu am văzut că vreți să fac neapărat baie-mul de diamant. Bă, sincer, eu chiar mă chinui să fac baie mult de diamant, dar faza e că e extrem de greu, fraților, extrem de greu. Și bine să strănu, și nu vreau să strănu, frate, pentru că știu că o să se audă prea tare. Adică uite-te, eu acum sunt cu Blue Yeti-ul ăsta aici. Microfonul ăsta e super, super tare. E extrem de bun microfonul. Și dacă, adică, uita, voi auziți dacă fac așa. Și mi-e extrem de ciudat, adică eu înainte foloseam microfonul ăsta, știi? Uite asta de aici. Și mi-era extrem, extrem de ciudat, pentru că trebuia să fiu ceva gen așa, știi, ca să mă auziți, ca să fie. Serios, e extrem, extrem de ciudat acum. Network conduit, asta. Ok, chestia asta cred că am folosit-o deja. Uite, acum hai să ne organizăm puțin și să văd cum am putea noi să mutăm din chestiile astea totul să-l transferăm în ăsta. Deci avem toate chestiile alea. Oare trebuie să-l pun în EMI controller? Hai bă, te rog eu. What? 1000 de asta, ok. Auto on, transport config. Green. Oare trebuie să fie purple? Bă, Cedric, mă bate asta. Ce? Mă bate chestia asta. Serios, chiar nu știu să folosesc chestia asta. Mi se pare extrem de ciudată chestia din mecanism. Deci mi se pare, adică nu e user-friendly cum sunt toate celelalte. Ok, cum hai să vedem cum intrăm noi în Botania. Deci v-am zis că după ce terminăm reactorul, trebuie să intrăm neapărat, dar neapărat, fraților, în Botania. Și după cum vă aduceți aminte, avem aici toată chestia asta. Avem lexica. Uite, o avem aici. Cedric nu știu unde a pus-o, cel mai posibil a aruncat-o. Nu-i vreme. Și hai să vedem. Deci, cum arată chestia aici? Extrem, extrem de ciudată. Control, dacă țin control. Berbedosiune. Sigur, Cedric, te-am pupat, frate. Hai să vedem. Deci cu ce să începem noi din Botania? Nici n-am cea mai mică idee. Cred că cel mai ok ar fi să mergem să căutăm flori, pentru că asta pentru că de flori am avea cel mai multă nevoie în Botania, de asta se numește Botania. Uite, ăsta e din Botania, de exemplu. Și ăsta nu e din Botania. Uite aici, prietenul nostru a început să-și construiască câte ceva, uite și-a făcut aici, a pus de torță. Și mai e chiar băiatul, ce pot să zic? O, chestia asta și... Bă, ești nebun? Mamă! Nu știam că chestia asta și... Bă, câte șmecheră e chestia asta. Foarte, foarte șmecheră. Avem Minecraft, n-am nevoie de Minecraft, vrem foarte multe Botania, eu am nevoie de Botania, Actually Editions. Trebuie să găsim o câmpie din aia de flori, știu că sunt câmpii din aia de flori, unde spawn-ul este immens. Deci uitați, deci noi, hai să mergem către chestia asta de aici, dăm save și ne aducem către chestia asta și să vedem ce e pe acolo. Poate găsim ceva pe lângă meteoritul ăla, deci noi, eu cum am resetat, cum am adăugat modul nou, pur și simplu ca și cum s-a format o hartă nouă, deci... Asta e foarte, foarte șmecher. Și noroc că am găsit foarte, foarte rapid. Uite, aici deja, uite, avem chestiile astea foarte, foarte multe flori și asta e super, super șmecher. Dar nu ne prea ajută pentru că e o câmpie de flori de Minecraft. Noi vrem o câmpie de flori din Botania. Și aia ne-ar fi foarte, foarte folositor. Deci hai să vedem dacă găsim. Uite, acum s-au spawnat foarte, foarte multe vaci pe aici prin zonă. Bună, bine te-am regăsit, dragule. Uite, s-a spawnat deasupra și o insuliță de aia micuță. Uite râma asta cum se plimbă aici la mine în mână. Oh, ce? Yeah. Ce? Ce se plimbă? Ce? O râmă.
Cedric, o râmă, e ceva normal să se plimbă râmă la mâna tine, mână, Cedric. Te poți te, poți te culci, mă? Stai așa să văd dacă... Da, la mine inventar, deci... Superb, ok. Deci uite cât de fain arată chestia asta aici, ok, dar nu ne interesează. Vrem să găsim o din asta de flori din Botania. Asta căutăm noi acum. Găsim noi? Oare... Uite, s-a culcat și Cedric, super bine. Și acum ar trebui să se spawneze chestiile astea noi, aflate din Actual Editions. După cum vedeți, mă dă puțin în spate de fiecare dată când, când înaintez foarte, foarte mult, pentru că avem acel reactor din End. Ăla ne dublează, ne dublează energia, de-aia îl ținem în End. Și pentru că ar trebui să nu fac așa mult lag. Deci gândiți-vă cum ar fi fost să stăm cu reactorul ăla non-stop lângă casă. Deci pur și simplu ar fi explodat. Deci pe bune chiar. Deci eu pur și simplu vreau să fac un reactor numai să-l explodez. Pe bune, chiar vreau să fac un reactor numai să-l explodez. Ce zici, Cedric? Da. Cedric, normal, ok, deci văd că cum am lag din cauza reactorului și m-a dat extrem, extrem de mult în spate. Uite pe aici foarte mult vaci ăștia, asta cred că e din Botania pentru că n-am mai văzut-o. Și, nu știu, din asta se ia ceva esență. Mythical Magneta Petal. Mamă, bă, dar sunt foarte, foarte multe chestii. Deci, fraților, am nevoie de ceva timp ca să învăț Botania. Iar Botania, după cum bine știți, nu am folosit-o. Da, pe bune, chiar n-am folosit niciodată Botania, toată lumea folosea Botania, adică uite, PSI, chestia asta am folosit-o, aici e o armură, uite chestia asta, PSI Exosuit, asta arată destul, destul de șmecher, dar trebuie să folosim Arc Furnace-ul și e destul, destul de, deci asta e o combinație între... adică chestia, asta e un costum de astronaut. Costum de astronaut. Și e o combinație între Immersive Engineering și PSI. Și chestia asta chiar o să o facem după ce după ce terminăm și cu ăsta, cu Botania. Deci, fraților, cam acesta a fost episodul. Eu acum mai stau cu Cedric să mai caut niște flori pe aici. Adică o stau singur pentru că Cedric e o râmă. Uite, aici avem frații în mână. Bă, fraților, nu uitați să lăsați acolo cât mai multe like-uri, fraților, și ne vedem videoul viitor, fraților. Bă, și încă ceva, nu uitați, verificați descrierea pentru că acolo e și canalul lui Cedric, fraților. Cedric m-a ajutat foarte, foarte mult, adică gândiți-vă cum ar fi fost această serie singur. Ar fi fost ciudat, frate, adică chiar vreau să-i mulțumesc lui Cedric, frate, pentru că e sclavul meu. E ok, am înțeles. Fraților, v-am pupat!